sfârșitul vremurilor. Ce au în comun aceste imagini? În timp ce caii pot simboliza profeții biblice, tragediile pe care ele reprezintă se întâmplă în viața reală. Dar care este semnificația celor patru călăreți din cartea Apocalipsa? Fiecare are o culoare și culorile reprezintă întâmplări care vor distruge planeta. Conform profeției din Apocalipsa, cel alb este înșelătorul care manipulează popoarele cu pace falsă, reprezintă anticristul. Cel roșu ia pacea de pe pământ prin războaie. Cel negru, foametea, sărăcia și cel galben, moartea unui sfert din umanitate. Primul punct pe care trebuie să-l luăm în considerare cu privire la acești patru călăreți este că Apocalipsa este dată în limba simbolic. Este ca și cum o carte religioasă spune o poveste care se va întâmpla. Conform profeției din Apocalipsă, imaginea bărbaților pe cai simbolizează rapiditatea cu care răul va atinge umanitatea. Prezintă simboluri care vor trasa povestea din zilele profetului până la sfârșitul vremurilor, până la sfârșitul lumii. Conform cărții lui Ioan, al treilea călăreț este pe un cal negru și are în mâini o balanță. Obiectul reprezintă lipsa hranei, foametea. Adevărul este că lipsa hranei este deja o realitate pe planetă. Conform ONU, foametea a crescut în lume după o decadă în declin. În 2016, 815 milioane de oameni nu au avut ce mânca, 11% din populația globală, cu 318 milioane mai mult decât în anul anterior, cea mai mare parte în Asia și Africa. Profeția apocaliptică din Noul Testament vorbește despre asta. Cea care se referă mai mult la foamete este discursul lui Iisus în Matei 24, când spune că va veni foamete, războaie. Acestea ar fi o parte din semnele vremurilor pe care umanitatea le trăiește la sfârșit. Există un punct în care oamenii de știință și teologii pot lucra împreună în privința Apocalipsei. Dacă nu avem grijă de natura pe care o avem în această lume, care ne-a fost dăruită, vom distruge planeta Terra, planeta și orice fel de viață care este pe ea. Azi, poluarea mediului ambient a ajuns la un punct critic care schimbă clima, omoară animale și face ca natura să fie în pragul colapsului. În oceane, imaginea terifiantă a poluării poate ucide viața marină. Oceanele nu sunt singurele afectate de poluarea mediului ambient. Dacă omul va continua să-l polueze, va ajunge ziua în care natura, ca și celelalte, nu va mai reacționa. Este greu de imaginat că atâta pământ fertil și productiv dintr-o dată poate dispărea. Asta înseamnă că va fi imposibil de produs alimente pentru toată lumea. Conform ONU, în țări unde există conflicte armate, mâncarea este tot mai rară. Grupurile teroriste judecă, condamnă și omoară populația. Violența împiedică intrarea și ieșirea alimentelor în orașe ocupate, împiedică comerțul și afectează economia locală. Acest lucru este citat în cartea Apocalipsa, reprezentat de calul unui alt călăreț. Al patrulea și ultimul cal, galben sau verzui, și cavalerul are o seceră. El are aparența descrisă ca de moarte, anihilare și distrugere. Cavalerii profeției vor apărea la TV în serialul Apocalipsa. Catastrofe, foamete și anihilare. În dramă, personajul de pe calul alb va fi revelat să unifice popoarele printr-o pace falsă și să facă umanitatea să creadă în el ca o soluție pentru criza mondială. Dar această senzație falsă nu va dura mult timp. Este anticristul, interpretat de actorul Sergio Marone. Să nu uităm puțin de ceea ce ne desparte și să luptăm pentru ceea ce ne unește, ne definește, domnilor, rasa umană. Serialul va arăta o lume devastată, foamete și sărăcie, începutul luptei binelui contra răului. Oare este o exagerare crearea profețiilor biblice cu atâta distrugere? Domnul de 93 de ani nu-și imaginează ce a trăit.
În 1946, pe atunci soldat al poliției japoneze, lucra în Hiroshima, când prima bombă atomică din istorie a atins orașul. Eu mergeam pe stradă și dintr-o dată s-a întâmplat, bang! Am fost aruncat la 10 metri în față. M-am ridicat și am văzut toate casele distruse. O bătrânică a strigat, soldat, vino aici, te rog. Erau și copii, mame și toate casele dărâmate. Așa s-a întâmplat și a rămas 2 zile. M-am gândit că era sfârșitul lumii. Toți oamenii răniți, soldații strigau și carnea se desprindea de pe corpul lor. După 73 de ani, încă nu am uitat mirosul pe care îl simțeam de la persoanele moarte. Nu am uitat niciodată. Acel miros din întregul oraș. Mulți oameni nu l-am uitat niciodată. Amintirea ale unei lumi ostile, tiranie, intoleranță, durere și foamete. Ficțiune sau realitate? Mulți cred că suntem mai aproape de profeții decât departe de ele. Noi căutăm pacea, dorim pacea, dar umanitatea din multe motive se îndreaptă mult mai mult spre război decât spre pace, mai mult spre dezastre, chiar naturale, spre foamete decât spre o lume ideală, pacifică. Eu cred că lumea este într-un moment împărțit, un moment în care anumite valori s-au pierdut. Noi creăm un nou mod de a fi, trăim o transformare, lumea se transformă. Unde mergem exact, nu știm, dar mergem.